Într-o singură zi, polițiștii au depistat doi șoferi care conduceau sub influența alcoolului. Cei doi șoferi de 38, respectiv 57 de ani, aveau concentrații de alcool cuprinse între 0,44 și 0,46 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. În ultimele 24 de ore, polițiști din cadrul serviciului rutier au depistat doi bărbați din municipiul Târgu Jiu care conduceau autoturisme pe raza localității, având concentrații de 0,44, respectiv 0,46 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Ambii conducători au fost transportați la spital pentru recoltarea de mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. Pentru ambii șoferi, polițiștii au întocmit dosare penale pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice de către o persoană aflată sub influența alcoolului.